Și astăzi vom vorbi despre cum a fost pentru mine prima zi la liceu, că eu am intrat clasa nouă. Deci, să începem cu povestirea. A fost pentru mine o zi minunată. Ziua când toată lumea se duce la școală. Și eu am intrat la liceu, la un liceu foarte bun. Este în Timișoara, al patrulea pe județ. Toată, numai 5 copii anul ăsta nu au luat bac. Și, prin surprinderea mea, am niște colegi foarte faini și foarte de treabă. Suntem o clasă unită și, na, profesorii unii, să nu zic că toți, că nu chiar toți, ne lasă să mergem la baie, fără să mai anunțăm. Și asta mi se pare o chestie foarte interesantă. Sau ne lasă să mâncăm în oră. Adică nu ne lasă, dar noi zicem că ne lasă, pentru că dacă mâncăm pe sub bancă și atunci toată lumea știe cum se face. Și na, am o dirigintă de fizică foarte bună și na, o să vă țin la curent cu toate. De asta am vrut să fie așa un fel de ceva, un fel de povestire. Felul ăsta, dacă v-a plăcut, atunci ne vedem și data viitoare. Cu voi a fost Vlad. Pa!